Felcoliz, Coliseu din orașul Pula. Dacă nu e cu 3 euro, nu are de ce. 15 euro. Ba da. O să-mi dat aici. A cântat și Pavarotti aici. I-au furat din nou. Pe categorii. Păi toate gradenele astea au mai rămas. Ăsta, bă, ăstea care sunt... Gradenele sunt făcute noi acum, se vede vizibil, cum zice românul. Sunt făcute după aceea. Asta bate tot. Bagă mâinile în mare. Ai surat? Este om. Vom merge așa, pe chei. Vom viziona catedrala cu campanila respectivă. Ne vom învârti așa. Și vom da de o piață, unde este templul lui August, stați așa, aici, și primăria, ăsta e templul lui August și asta este primăria. Iarăși ne învârtim așa și aici trebuie să dăm un arc de triunf, uitați, arcul Sergi. În continuare ne învârtim, vă arăt ca să, dacă se rătăcește, Doamne ferește, cineva, acela este muzeul de arheologie, era de acolo. Da. Și ajungem tot la Coloseu. Cercu. Ajung în orașul Pula. Spre debarcadea era acum. Aici Club Pula se cheamă. O biserică romanică. Un palat romanic, un palat cu coloane. Ne învârtim în jurul cetății. O casă veche. Dau un ansamblu deosebit de frumos. Secolul 1, secolul 15-16, Palatul Podesta, stil Renaștere, este și alături secolul 1, templul August, șase coloane corintice. Vă spun că țineți minte de pe Acropolis, Cariatidele sunt 6. 5 sunt rămase la greci, una e și una e gravidă la Roma, la Londra. Da? Una e gravidă la Londra, da. Și le-au luat unde? Au luat-o, au luat-o Cariatide și au luat și toate frizele alea de extraordinare. Didiasu. Da, da, de pe Panteon. Extraordinar. Partenon, de fapt. Perfidul Albion. Nu mai rău, Carpul de Triunf. Acolo a fost și trei generali, a fost. Zidurile vechi cetății. Poarta lui Hercule, secolul 1.
Și aceste șantierul arheologic. Pește al tenebrelor. Proteus sanguinus.